Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi mergem la semănat porumb. După cum am zis, nu scăpăm de semănatul ăsta așa ușor. Uitați, am semănătoarea de porumb acolo. Mai am încă două parcele de semănat. După încep cu fertilizatul pe câteva dintre ele și la floarea soarelui și la porumb. Mai trebuie fertilizat o dată. După încep cu erbicidatul, bineînțeles, după ne apucăm de coasă. Avem o grămadă de treabă. Of. Da. Am pus semănătoarea pe UTB-ul ăsta. Să văd cum se descurcă, chiar sunt curios. Acum, nu știu ce zic. Dacă o să facă față sau dacă nu. S-ar putea să mă întorc cu el acasă. Ceea ce sper să nu se întâmple, pentru că, sincer, la cât drum am de bătut până acolo, nu prea vreau să mă întorc cu el acasă. Hai că am ajuns și eu la teren. Ia-ți văd dacă m-am încadrat bine. Așa, lăsăm un marcator jos. Hai să mă dau puțin jos să văd ce și cum. Ia-ți văd, m-am încadrat. Perfect m-am încadrat, ia uite. Numai bine. Hai să-i dăm bătaie, nu? Avem o grămadă de treabă. Hai. Azi sunt singur. Ia uite. Haide bă, că a luat-o bine, o. Hai că nu ne chinuim aici. După cum ziceam, azi sunt singur la semănat. Nu, n-am ajutoare. Na, vă dați seama. Din păcate, am zis că n-are rost să mai chem lumea să mă ajute, pentru că n-am decât de semănat parcela asta și asta e foarte mică. Haide, mă. Așa, lăsăm marcatorul ăla jos. Hai să facem tractorașul. Ar mai fi trebuit fertilizat o dată înainte să semăn, dar mă grăbesc pentru că m-am, nu știu, am întârziat mult cu semănatul anul ăsta. Adică n-am întârziat, doar că au intervenit, cum să zic, am cumpărat vreo două terenuri și am volum mare de lucru, știi? De asta mă grăbesc. Și o să fertilizez după ce mai crește puțin recolta. Am fertilizat numai o dată. Când o să încolțească grâu, când o să iasă grâu din pământ, atunci mai fertilizăm o dată. Bineînțeles, după ce termin acum de semănat, vin și fertilizez. Bă, mă bucur că a venit primăvara și e mai verde așa în jur față de obicei, când era tot așa gri. Acum a mai crescut puțin iarba, e mai frumos. Sper să scot o recoltă destul de bună. Mi-e frică foarte mult ca la toamnă să nu dea niște ploi, de să nu mai pot intra cu tractoarele pe teren și să nu recoltez aproape nimic. Pentru că
Trebuie să recoltez și grâu, care grâul recoltez primul, da, bineînțeles. Trebuie să recoltez și din ăsta, cum îi zice, floarea soarelui și apoi porumb, care recoltez o parte. Cred că parcela asta o să o recoltez cu mașina de făcut siloz. Pentru că vreau să fac niște siloz anul ăsta, să dau la vaci. Am un vecin care are o combină de făcut siloz și cred că porumbul de pe parcela asta îl fac siloz. Iar ăla de lângă casă îl fac îl scot boabe. Adică scot porumb uscat. Pentru făină, pentru tot ce trebuie.